Da, frate, unde e? Vreau să fac o supă cu găluși și l-am rugat să meargă să ia niște griși. Din Mega, de la Mega. Păi și de ce o spui așa? Cum așa? Din Mega, de la Mega. Dacă s-a auzit Mega, nu e logic că ia grișul de la Mega? Nu neapărat. Pentru că acum, din Mega, poți achiziționa griși marcă proprie de la Mega, dar bineînțeles și de la alți producători. Deci poți să mergi la Mega să iei griși de la Mega sau poți să mergi la Mega și să iei griși, dar nu de la Mega. Dar grișul din Mega de la Mega are un preț foarte bun și o calitate excelentă. Hei! Am simțit că sunteți și voi aici și în afară de griș din Mega de la Mega am mai luat și niște alune din Mega de la Mega, socată de cătină din Mega de la Mega și niște snacks-uri din Mega de la... Mega? Ura! Iertați-mă că opresc efuziunea asta. De ce vorbiți tot într-o reclamă? Cum adică ca într-o reclamă? Că de ce vorbește toată lumea dintr-o dată după parcă am fi într-o reclamă la Mega Image? Lasă-l în pace. Nu știi că lui e Sănăzar tot felul de nebunii și filme în cap? Aoleu, mi-am pătat cămașa, cafeaua nu mai iese. Ba iese fără nicio problemă, cu nălbitorul de rufe, marcă proprie Mega. Bine, de unde ai scos-o? Calitate la prețul corect. Mega Mania, produsele Mega înnebunesc România. Și mai ales pe mine. Urmărește seria de episoade online Mega Image.